Lăudați și binecuvântat să fie Dumnezeu în după amiaza aceasta. Îi mulțumesc din suflet lui Dumnezeu că am reușit cu ajutorul Domnului să intru cu dumneavoastră la părtășie. Eram undeva într-o localitate și am reușit cu ajutorul Domnului pentru că familia nu mi-este acasă. Sunt și plecați la evangelizare în Botoșani, unde lucrează grupul Speranța, care și în toată România și peste tot, Domnul să-i binecuvinteze și pe noi, să ne binecuvinteze Domnul și vreau să-L aud pe Domnul cu o cântare, o cântare de-a lui fratele Ovidiu Liteanu, cântare se intitulează Fica lui Iair. Domnul să fie lăudat și glorificat. Amin. Ce dori, ce durere am în suflet, mi-a lovit inima, mi se stinge copilița, cine mi-o va vindeca? Și am alergat de grabă la Iisus din Nazare. Numai El poate să o scape, milă de la El aștept. Domnul meu cel sfânt, spune un cuvânt, să nu-mi duc petița în mormânt. Doamne, mila ta, te vei îndura, va trăi fetița mea. Domnul meu cel sfânt, spune un cuvânt, să nu-mi duc fetița în mormânt. Doamne, mila ta, te vei îndura, va trăi fetița mea. Mie fetița bolnăvioară, o Iisus nu-ți zăbovi, sub privirea mea se stinge, vino până n-a murit. Și când mă rugam ferbinte, cei apropiați mi-au spus, nu-l mai necăși pe Domnul, că fetița se s-a dus. Doamne, mila ta, te vei îndura, va trăi fetița mea. Nu te teme, crede numai, mi-a spus Domnul liniștit, și a venit cu mine acasă, la fetița ce-a murit. Și s-a petrecut minunea, de-aia s-a apropiat. Și a zis Talita cumi, și fetița învia. Și s-a petrecut minunea, de-aia s-a apropiat. Și a zis Talita cumi, și fetița învia. Domnul meu cel sfânt, spune un cuvânt, să nu-mi duc fetița în mormânt. Doamne, mila ta, te vei îndura, va trăi fetița mea. Domnul meu cel sfânt, spune un cuvânt, să nu-mi duc fetița în mormânt.
Doamne, mila ta, te vei îndura, va trăi fetița mea. Lăudați să fie Dumnezeu. Amin.